La solicitarea poliției de frontieră s-a desfășurat o acțiune de control la care au fost prezente mai multe autorități, printre care și Comisariatul Județean al Protecției Consumatorului. Această acțiune i s-a impus de haine secrete, cel puțin aparent, în condițiile în care noi am constatat că acestea nu fuseseră igienizate, nu fuseseră dezinfectate, așa cum o hotărâre de guvern o cere, motiv pentru care au fost declarate deșeuri. Nu s-a permis punerea liberă circulație de către autoritatea noastră, a fost sesizat parchetul de pe Curtea de Apel Constanța, iar acțiunea este în desfășurare, urmând ca întreaga cantitate să fie returnată, probabil, celor care au expediat-o.